Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la alegerile locale noi din Bălți, așa că pretendenții la fotoliul de primar al municipiului se întrec în promisiuni. Nicolae Chirilciuc, spre exemplu, candidat din partea Partidului Patrioții Moldovei, spune că o să reconstruiască localitatea, iar pentru asta este de acord să-i aibă alături și pe cei care au lucrat alături de fostul edil Renato Usatăi, cu o condiție însă. Candidatul Partidului Patrioții Moldovei pentru fotoliul de primar de Bălți își propune să renască municipiul în timpul mandatului de 4 ani, dar așa cum anume tinerii reprezintă o componentă importantă pentru dezvoltarea pe viitor a localității, Nicolae Chirilciuc vrea să le acorde o mare atenție anume lor. Bălțenii au nevoie de o acoperire totală cu internet gratuit. Trebuie să facem pentru tineri centre de distracție. Este nevoie de un parc mare cu atracții pentru copii, ca cele din țările dezvoltate, nu cum le avem noi încă de pe timpul bunicilor mei. Copiii noștri trebuie să crească fericiți. Pentru realizarea proiectelor sale, Chirilciuc are de gând să lucreze inclusiv alături de actualii angajați ai primăriei, despre care a spus că nu vrea să îi dea afară. Colectivul trebuie pur și simplu reorientat și învățat să lucreze corect. Eu nu am de gând să concediez pe nimeni, din contra, trebuie să întoarcem pe cei care au plecat peste hotare, pentru că avem nevoie să ne realizăm programul. Totodată, candidatul Partidului Patrioții Moldovei mizează pe investiții din afară pentru dezvoltarea Bălțiului. Cei care vor dori le voi oferi posibilitatea de a lucra într-o afacere privată, pentru că voi atrage foarte mulți parteneri pe investițiile cărora contez mult, pentru că fără ele nu o să ne ridicăm. La alegerile locale noi din 21 noiembrie, candidatul Partidului Patrioții Moldovei va figura cu numărul 7 în buletinul de vot.